Șoc în politica din România. A renunțat la funcția de ministru al familiei la o zi după ce ministrul muncii, Marius Budăi, a demisionat din guvern. Gabriela Firea a luat o decizie de ultim moment în urma scandalurilor care au vizat căminele Groazei. Gabriela Firea a ajuns vineri, la data de 14 iulie, la guvern pentru o întâlnire cu Marcel Ciolacu. Amintim că întâlnirea a avut loc pe fondul scandalului care a vizat căminele Groazei și a avut loc la o zi după ce ministrul muncii, Marius Budăi, a demisionat. Surse politice precizează că premierul Marcel Ciolacu i-ar fi cerut demisia Gabrielei Firea. În urma discuțiilor, Gabriela Firea a acceptat să renunțe la funcție pentru a nu provoca prejudicii de imagine PSD.